Pe Domnul pentru harul care îl avem aici, să vin în casa Domnului și întotdeauna completez eu și spun că și în prezența Domnului. Și spun pentru aceasta încă o dată din toată inima, slăvit să fie Domnul! Amen. Iubiții mei, frați și surori, mă bucur din toată inima că ți-am posibilitatea ca după masa aceasta să fiu în prezența bisericii din Deta. Vremea de afară nu este prea prietenoasă cu unii și cu alții și nici cu mine. Atunci când vine puțină răcoare, simțim atâta neputință, dar ăștia suntem oameni firavi și Biblia spune că omul nu este decât un abur puțin, se arată puțin și apoi trece. Dar în toată neputința trupului am zis, stau la îndemâna Domnului, căci ce nu știu eu și ce nu pot eu, întotdeauna m-am rugat și mă rog ca să completeze Duhul Sfânt. Amen. Și când Duhul Sfânt face ceea ce nu știm și noi nu știm ce nu putem, este așa de minunat. De ce? Pentru că cum lucrează El, nu lucrează nimeni. Lăudat să fie Domnul! Aminteam și fratelui Matei și i-am cerut iertare pentru îndrăzneala care o am în fața dumneavoastră și în fața lui, și anume, eu întotdeauna îmi recunosc limitele de competență și ceea ce sunt. Dar, într-adevăr, cu bucurie am slujit în lucrarea lui Dumnezeu la tot ce a fost nevoie. Cineva spunea un lucru, măi, șepte lucruri faci, dar niciun lucru nu trebuie. Și este normal. Că nu sunt un om perfect, nu sunt desăvârșit și niciodată n-am pretenția că sunt. Dar sigur că Dumnezeu se folosește și de aceste așa instrumente mai puțin perfecte. De ce? El este desăvârșit. Ca să putem înțelege întotdeauna că nu noi, ci El este lăudat să fie Domnul. Dar într-adevăr, cu bucurie am slujit în bisericile din Jebel, din Folia, din Ghilad, din Petroman, din Nova, pentru o vreme și oriunde a fost nevoie, la nivelul acesta, de diacon. De diacon. Dar cred că înaintea lui Dumnezeu nu este important ceea ce este, spun eu, pe hârtie, ci este important, este slujirea și dăruirea și implicarea. Dumnezeu le notează pe toate. De ce spun lucrul acesta? Am vizitat pe fratele meu în Statele Unite, pe Cornel, și pe Daniela, care din familie care eram acolo și sigur că pentru că fiind cunoscuți în Happy Valley, în Arizona, sigur că am avut loc un cuvânt și o cântare și câte ceva. Și într-adevăr, același lucru mi s-a întâmplat și acolo. Fratele presbiter Gabi Mateo din România a rămas așa de... Așa, m-a făcut și mai mic, așa. Și a trebuit să intervin ca să spun realitatea. De ce? Pentru că a doua zi m-a și sunat, a zis sunat cineva, că eu știam că tu ești diacon, nu ești mare popă, prezbiter și nu știu ce. Da, ăsta este nivelul, repet, îmi cunosc limitele de competență și recunosc că este altcineva mai mare. Și peste toți este unul și mai mare, așa, acela este Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Da, cu bucurie am slujit în aceste biserici, atâta timp cât a trăit soția mea. După ce a plecat la cele veșnice, am socotit că este momentul ca să predau lucrarea în mâna Domnului și în mâna fraților și sunt alți slujitori mulți mai buni ca mine la un alt nivel și mult mai mulți. Și pentru aceasta înțeleg că Domnul se îngrijește de lucrarea Lui. Lăudat să fie Domnul! Dragii mei, oricine poate fi înlocuit, dar Duhul Sfânt niciodată. Și ne rugăm atât de mult ca Duhul Sfânt să fie acela care să-și coordoneze, să-și conducă lucrarea. Am îndrăznit aceste gânduri să le am, pentru că mă simt așa de ca și acasă, în familie, în biserica din Deta și binecuvântăm pe Domnul, dar pentru toate. Dragii mei, acum vreau ca să ne apropiem de un cuvânt al Sfintelor Scripturi atât de minunat ca de altfel tot cuvântul lui Dumnezeu, care într-adevăr este prezentat în felurite moduri și în anumite circumstanțe prin care au trecut unii oameni, dar în trăirea lor și în umblarea lor au experimentat
prezența și intervenția lui Dumnezeu. Și cred din toată inima că acest lucru este cel mai important, dragii mei, ca în viața noastră de fiecare zi, dragii mei, să cunoaștem că Dumnezeu are ultimul cuvânt, mărit să fie Domnul. Și chiar ne dorim și îl cerem ca El să intervine, că de altfel, ce ne-am face fără El, dragii mei? S-a cântat aici o cântare așa de minunată de către două surori, care prezenta realitatea lumii în care trăim, în care răul, dragii mei, păcatul nu mai are limite, dragii mei. Și păcatul care spune Scriptura că este rușinea popoarelor, dragii mei, este acela care face ravaj, este o ruină din punct de vedere moral și spiritual. Cred din toată inima că cel mai frumos lucru și nobil într-o vreme ca aceasta să te păstrezi curat înaintea lui Dumnezeu și în fața unei societăți care este pervertită de păcat. Și cred că Dumnezeu ne păstrează așa, lăudat să fie Domnul. Și ne dorim lucrul acesta din toată inima și mă rog ca Dumnezeu să se îndure, să aibă milă. Așadar, dragii mei, vom avea un cuvânt din Sfânta Scriptură, din cartea prorocului Ezechia, cartea lui Isaia, capitolul 38, și pentru acest lucru vă invit cu respect să ne ridicăm și să urmărim cuvântul Domnului, să urmărim cuvântul Domnului primele 8 versete și apoi din același capitol și versetul 21. Urmărim, dar cu multă bucurie, respect și reverență cuvântul Domnului. Isaia, capitolul 38, versetul 1. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și i-a zis: așa vorbește Domnul, puneți în rânduială casa, căci vei muri și nu vei mai trăi. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea ta cu credincioșie și inimă curată și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Isaia astfel: du-te și spune lui Ezechia, așa vorbește Domnul Dumnezeului tău David, am auzit rugăciunea ta și am văzut lacrimile tale, iată că voi mai adăuga încă 15 ani la zilele vieții tale, te voi izbăvi pe tine și cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei, voi ocroti cetatea aceasta. Și iată semnul din partea Domnului, după care vei cunoaște că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit. Voi întoarce înapoi cu 10 trepte umbra treptelor cu care s-a coborât soarele pe cadranul lui Ahaz. Și soarele s-a dat înapoi cu 10 trepte de pe treptele pe care se coboruse. Și versetul 21. Isaia zisese să se aducă o turtă de smochine și să o întindă peste bubă și Ezechia va trăi. Amin. Tatăl nostru care locuiești în ceruri, suntem în fața ta și în fața cuvântului tău, Doamne. Este un cuvânt rostit de tine, pentru că așa ai vorbit prin prorocul tău Isaia în dreptul împăratului Ezechia. Și cred din toată inima că în seara aceasta, prin mine, robul tău netrebnic, vei vorbi bisericii tale din Beta. Îndură-te, Doamne! Vreau să fiu, Doamne, o unealtă în mâna Ta și nimic altceva, iar Duhul Tău, Doamne, să fie sursă de inspirație. Și apoi mai rog un lucru, Doamne, pentru nevoile care sunt aici în Beta și Tu le știi. Eu cred că Tu poți, ai ultimul cuvânt, Doamne. Mă rog, dar fă o minune, Doamne, pentru că Tu ești Dumnezeul minunilor, Doamne, și orice putere demonică să fie nimicită în numele Domnului Iisus Hristos.
Ascultă-mă ce nu știu și nu pot eu cere, te rog, completează. Pentru că m-am rugat în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Vă rog să vă ocupați. Iubiții mei, frați și surori, avem un cuvânt în seara aceasta din Scriptură, cuvântul Domnului, care ne vorbește despre un om pe care Biblia îl numește ca fiind un om deosebit, cu o chemare mai specială, și anume Ezechia, un împărat al poporului lui Dumnezeu Israel. Despre el ne vorbește Scriptura în Cartea Împăraților și, ca să nu greșesc, aș vrea să redau acest pasaj în care să vedem că, într-adevăr, Dumnezeu nu greșește atunci când se folosește de cineva pentru o lucrare mai specială. Și acum aș vrea să completez eu ceva, și anume să spun, Isaia folosește, dragii mei, aceste exemple, pentru că prorocul Isaia este omul de care s-a folosit Dumnezeu. Evangeliștii, cercetătorii Sfintelor Scripturi îl numesc pe Isaia Evanghelistul Vechiului Testament. De ce? Pentru că cu lux de amănunte redă sub inspirația Duhului Sfânt despre, mod special despre, în capitolul 53, despre realitatea patimilor și a suferințelor Mântuitorului. În același timp, Dumnezeu se folosește de prorocul Isaia pentru ca să așeze în scrisele Vechiului Testament măriața lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o cu oamenii care au stat la îndemâna Lui. Și dincolo de această completare, mă apropii, dragii mei, de pasajul în care Biblia ne vorbește despre acest împărat cu numele Ezechia. Mă folosesc, dar, de câteva versete din Doi Împărați, capitolul 18, începând de la versetul 20, de la versetul 2. Ezechia avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abi, fata lui Zaharia. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, în tocmai cum făcuse tatăl său David. A îndepărtat înălțimile, a sfărâmat stâlpii idolești, a tăiat astarteile și a sfărâmat în bucăți șarpele de aramă pe care făcuse Moise, căci copiii lui Israel arsesele până atunci tămâie înaintea lui. Îl numeau Nehuștan. El și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul Israel și dintre toți împărații lui Iuda care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost nici unul ca el. El s-a lipit de Domnul și nu s-a abătut de la el și a păzit poruncile pe care le deduse lui Moise Domnul. Amin. Dragii mei, acesta este un pasaj în care Scriptura ne relatează că tânărul acesta cu numele Ezechia, care a ajuns împărat al lui Israel, dragii mei, a fost un om care după inima lui Dumnezeu a lucrat și la tinerețea lui a găsit de bine, a înțeles, ca să aibă reușită în domnia lui, are nevoie de Dumnezeu. Și uitați, dragii mei, câteva calități în care putem vedea ce ar trebui să ne regăsim, unde ar trebui să ne regăsim noi, ca astfel să putem avea izbândă, dragii mei, în drumul și în viața noastră aici, pe acest pământ. Biblia ne vorbește și spune astfel. Versetul 3 din capitolul 18. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, în tocmai cum făcuse tatăl său David. Dragii mei, ce este mai minunat și important în viața noastră este
să fim plăcuți Domnului. Fie că suntem la un nivel în societate, sau indiferent din ce punct de vedere am putea să și în ce poziție, este mai puțin important. Ce este mai important este să fim plăcuți Domnului. Și lucrul acesta personal, eu mi-l doresc și cred că mi-l dorim cu toții. Doamne, ajută-ne! De ce? Pentru că o să vedem, dragii mei, că de toate acestea avem o mare nevoie în anumite împrejurări prin care viața ne duce. Este primul lucru în care vedem în viața acestui om și anume că era plăcut înaintea Domnului. Și ce înseamnă a fi plăcut înaintea Domnului? Iată dar ce a făcut Ezechiel, dar poate că noi nu suntem în asemenea situație, dar avem altceva de îndepărtat din viețile noastre. Biblia ne spune că el a făcut ceva. El spune Scriptura, versetul 4, a îndepărtat înălțimile, a sfărâmat stâlpii dorești, a tăiat astarteele și a sfărâmat în bucăți șarpele de aramă pe care le făcuse Moise, căci copiii lui Israel arsesere până atunci tămâie înaintea lui. Era un mod de viață în care au trăit poporul lui Dumnezeu într-un mod rușinos, trăind, închinându-se la alți Dumnezei. Biblia ne spune că Ezechia le-a îndepărtat pe toate acestea ca să fie plăcut înaintea Domnului. Și cred din toată inima că în momentul în care noi vom îndepărta tot ce nu este potrivit din viețile noastre, Dumnezeu va privi cu plăcere spre noi și ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Mi-a plăcut foarte mult îndemnul care l-a dat frate la timpul de rugăciune și anume că suntem chemați, dragii mei, ca să avem în viețile noastre roada Duhului Sfânt de care este așa mare nevoie. În această vreme ne rugăm, Doamne, îmbogățește-ne cu ea. Amen. Și Domnul să ne binecuvânteze. Ezechia spune Scriptura că a fost plăcut înaintea Domnului. A îndepărtat orice se părea rău. De ce? Ca Dumnezeu să privească cu plăcere spre domnia Lui, spre stăpânirea Lui, spre poporul Lui, spre împărăția Lui. Pentru că vine vremea în care au nevoie de Dumnezeu. Și dacă este plăcut înaintea Domnului, când îi înalți o rugăciune, Dumnezeu să-L asculte. Și așa a făcut Ezechia. Apoi, Biblia ne vorbește încă un lucru. Versetul 5. Spune Scriptura astfel. El și-a pus încrederea în Dumnezeul lui Israel și din toți împărații lui Iuda care au venit după el sau care au fost înainte el, n-a fost nici unul ca el. Ce a făcut el? Și-a pus toată încrederea în Dumnezeu. Și spuneam eu puțin înainte că Dumnezeu întotdeauna are ultimul cuvânt. Aleluia! Și dorim atât de mult împrejurările, situațiile, circumstanțele prin care trecem. Sunt diferite. Noi ca oameni suntem diferiți. Sunt probleme diferite. Dar ce este important? Și cred că Dumnezeu are soluție pentru orice problemă. De ce? Pentru că El este Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Și vrem să ne credem în El și să ne încredem din toată inima. Biblia spune că Dumnezeu îi spunea lui Israel, Israel, încrede-te în Domnul, lăudat să fie Domnul. Și a fost un moment în care, după atâtea minuni pe care Dumnezeu le-a făcut în fața acestui popor, Biblia ne spune că au fost nemulțumiți. S-au răzvrătit chiar. Au cârtit înaintea Domnului. Și știți ce a spus Dumnezeu? Până când poporul acesta mă va nesocoti pentru toate minunile pe care le-am făcut înaintea lor? Dragii mei, credeți că Dumnezeu a făcut minuni în viețile noastre? Eu cred. Poate nu la un așa nivel, dar cred din toată inima că Dumnezeu a fost bun cu noi. Lăudat să fie Domnul. Dar chiar dacă de câteodată trecem prin valea umbrei morții, știți de ce trecem? Ca să experimentăm și pe acolo cât de bine este atunci când este bine și cât de greu este atunci când este greu. Noi, ca familie, în anul acesta și în săptămâna care a trecut, am trecut și trecem prin anumite situații mai destul de dureroase, poate ați auzit de accidentul tragic care a fost
între Jebel și Boeten și un nepot de-a meu a fost implicat în accident. Și sigur că oricine ar fi, ne doare și ne pare rău, dar când este al tău, n-am ce să mai spui. Dragii mei, când este bine, tare este bine când e bine. De aceea, dragii mei, vreau un lucru din toată inima și anume ce? Să-L căutăm pe Domnul și să ne punem încredere în El. Nu știm când vine vremea, când avem nevoie să ne întoarcem cu fața la perete, cum a făcut Ezechia, și să zicem, Doamne, adu-ți aminte. Doamne, adu-ți aminte. Și să aibă Domnul de ce să-și aducă aminte, nu? No, ce să zic? Să aibă Domnul, că dacă nu are de ce să-și aducă aminte, ce pot să spun? Să tac și să suport consecințele, așa este. Dar Doamne, adu-ți aminte. Și știți că Domnul și-a adus aminte? Măriți să fie Domnul. Doamne, ajută-ne. Biblia ne spune că Ezechia ce-a făcut? El și-a pus toată încrederea în Domnul. Și apoi versetul 6 spune astfel și apoi vom continua din textul din Isaia. Versetul 6 spune că El s-a alipit de Domnul, nu s-a abătut de la El și a păzit poruncile Lui pe care le dăduse lui Moise Domnul. Și în Cartea Sfântă, în Scriptură, Biblia spune că ascultarea face mai mult ca jertfa. Așa este? Doamne, ajută-ne! Am înțeles din versetul 6 pe care spune că El s-a lipit de Domnul și nu s-a abătut de la El și a păzit poruncile pe care le dăduse Moise Domnul, mărit să fie Domnul. Dragii mei, frumos este să vorbim despre asemenea oameni al lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, știți când este mai frumos? Când putem să vorbim și despre noi, așa este? Hai să facem lucrul acesta. Și ca să facem lucrul acesta, trebuie să ne întoarcem în timp, la săptămâna care a trecut, la timpul care a trecut, pe unde noi am străbătut, să vedem drumurile noastre, dacă corespund și dacă se aseamănă cu voința lui Dumnezeu. Și dacă este așa, acum, aici, altă dată, putem să spunem, Doamne, ascultă-ne rugăciunea. Ajută-ne, Doamne, să putem să ne regăsim noi în acest cuvânt, dragii mei, pe care Dumnezeu ne-l cere. Și anume, să trăim și să facem așa. Doamne, ajută-ne! Acum, dragii mei, revenim la textul din Isaia, capitolul 38, unde, repet, versetul 1 spune astfel. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte și prorocul Isaia, fiul lui Amoz, a venit la el și i-a zis, așa vorbește Domnul, puneți în rânduială casa, căci vei muri și nu vei mai trăi. Dragii mei, n-aș vrea mesajul acesta, textul acesta chiar, să fie un text în care să privim cu îngrijorare, cu teamă, peste noapte sau ziua de mâine. Nu, nu, nu. Dar realitatea este că peste 100 de ani, toți care suntem aici, noi nu vom mai fi, dragii mei, așa este. No, hai să acceptăm și asta. Stând aici, îmi spunea fratele Matei o veste care am auzit-o și m-am îngrijorat puțin. Dar asta este voia lui Dumnezeu. Și anume că fratele Romu Mocanu de la Dej a plecat la cele veșnice. A fost printre primii seminarești, oameni de care, om de care s-a folosit Dumnezeu într-un mod special pe timpul lui Ceaușescu, dar iată că a venit vremea când a plecat acasă la Domnul. Și Biblia spune că în dreptul acestui împărat Ezechia, Dumnezeu i-a spus, ai grijă, puneți casa în rânduială, căci vine și clipa aceea. Dragii mei, știți ce este important în viața noastră? Și un lucru îmi doresc și anume, atunci când avem nevoie așa de mare, atunci când problemele sunt multe, să avem un cuvânt și acea liniște sufletească în care să avem un cuvânt care spune, așa vorbește Domnul, aleluia. Și când Domnul vorbește așa, dragii mei, să nu uităm că El cunoaște situația, este în controlul situației și că Dumnezeu poate interveni, măriți să fie Domnul. În momentul în care am trecut cu familia prin încercarea aceasta, cu soția, am stat înaintea Domnului
Și am căutat să mă duc până la marginea pământului, dacă pot, să am un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne l-a dat. Și Dumnezeu a făcut lumină în tot acest drum al încercării. Și am trecut cu greu, dar ajutați de Domnul. Aleluia! De ce? Că așa a vorbit Domnul. Aleluia! Lăudat să fie Domnul! Ne dorim, dar întotdeauna, ca să avem acea încredere în Dumnezeu care poate să aibă un cuvânt pentru noi atunci când trece prin încercare. Și acum vă întreb eu, pentru cei care n-au nici cea mai mică imaginație și imagine despre Dumnezeu, unde pot să alerge când omul nu mai poate să facă nimic, când care știința și medicina nu mai poate să intervină? Nu înseamnă că este un moment de disperare pentru o asemenea situație, dar noi cred că suntem altfel, aleluia. Că atunci când omul nu mai are nimic de spus, Dumnezeu mai are ceva ce să spună. Fie că intervine El să facă o minune, și experiența și familia mea, Dumnezeu a făcut o minune, dar în același timp înțelegem și acceptăm și voia lui Dumnezeu, care este mai presus, dragii mei, de tot ceea ce noi ne dorim. De ce? Pentru că așa vorbește Domnul. Lăudați să fie Domnul. Și atunci când așa vorbește Domnul, să nu uităm un lucru, dragii mei, că trebuie să privim în urmă. Biblia ne spune că Ezechia a fost un împărat care a făcut ce era plăcut, a îndepărtat nelegiuirea și păcatul din viața poporului lui Dumnezeu și a pus toată încrederea și s-a lipit de Domnul. Și ne dorim ca și noi să putem să ne alipim de Domnul, să ne punem încrederea în Domnul, pentru că atunci când vine vremea, când să aibă Dumnezeu un cuvânt pentru noi, să știm că Dumnezeu hotărăște totul în viețile noastre. Biblia ne spune că Isaia a venit și a spus direct: tu, Ezechia, ai grijă, pune-ți în rânduială casa, căci nu vei trăi și vei muri. Dragii mei, cred că și aceasta este un cuvânt pentru noi, în care ne motivează ca în orice clipă a vieții noastre să ne punem viața în rânduială. Și personal îmi vreau să-mi pun în rânduială și casa. Și mă rog pentru copiii mei, mă rog pentru familiile lor, mă rog pentru nepoții mei și cred că vă rugați, așa este. Și sunt convins și mă rog ca Dumnezeu să vă asculte rugăciunea. O cere Dumnezeu în anul 2024 să ne punem toate aceste lucruri în rânduială. Doamne, ajută-ne la aceasta. Am înțeles din cuvântul lui Dumnezeu că dreptul lui Ezechia a fost un lucru așa de important, și anume, primul lucru, numărul unu, și anume, să vorbească Dumnezeu, aleluia. Apoi Biblia ne spune că atunci când Ezechia a înțeles că Dumnezeu i-a vorbit prin prorocul Isaia, și anume hotărârea, decizia aceasta, Biblia ne spune că în versetul 2 Ezechia a făcut ceva. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea Ta cu credincioșie și inimă curată și am făcut ce este bine înaintea Ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Dragii mei, în următoarea situație și fază prin care trecem, dragii mei, sigur că e normal și vine de la sine, și anume să venim înaintea Domnului cu smerenie, în rugăciune. În momentul în care am trecut prin necaz, mi-am adunat familia, copiii și am stat înaintea Domnului în rugăciune și am intervenit înaintea Domnului și copiii au zis: Doamne, chiar nu ne asculți? Și Dumnezeu s-a durat și a avut milă. Nu pentru că eram așa noi de buni, ci ca să putem vedea încă o dată că Dumnezeu rămâne același, aleluia, și nu se schimbă. Mărit să fie Domnul! Biblia ne spune că Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut rugăciunea înaintea Domnului și a zis: Doamne, adu-ți aminte că în umblarea mea până aici am umblat înaintea Ta cu credincioșie și cu inimă curată. Ce înseamnă să umbli înaintea lui Dumnezeu cu credincioșie? Dragii mei, poate nu mă pot explica
destul așa de bine. Dar cred că Duhul lui Dumnezeu vă poate mai mult decât pot eu să vă facă să înțelegeți, și anume, a umbla cu credincioșie, cred că înseamnă, dragii mei, a fi ascultător, a fi gata să fii supus, a fi gata oricând să asculți, a fi gata oricând să deschizi inima și urechea, să ascult de acela care sigur că are pentru tine ceva bun și poate să spune ceva de folos pentru problemele și viața ta, și chiar poate să intervine și să spui toată încrederea în El. Mărit să fie Domnul! Dragii mei, ucenicii într-o împrejurare în care erau în jurul Mântuitorului, i-au zis Mântuitorului: Doamne, mărește-ne credința. Adică, Doamne, vrem să fim credincioși mai mult decât gândeam noi, să fim credincioși peste cât gândeam noi, Doamne, să umblăm înaintea Ta plin de credință și cu credincioșie. Dragii mei, ne rugăm ca și nouă Dumnezeu să ne ajute să putem umbla înaintea Domnului cum a umblat Ezechie, și anume în credincioșie și cu inimă curată. Și apoi Biblia ne spune că s-a întors și a vărsat înaintea Domnului multe lacrimi. Aceasta a fost o dovadă prin faptul că a înțeles Ezechia că viața lui depinde numai și numai de Dumnezeu. Ezechia a înțeles că chiar dacă Dumnezeu hotărăște ceva pentru el, Dumnezeu este atât de bun încât poate interveni să-și schimbe hotărârea. Și chiar a făcut-o. Și chiar a făcut-o. Dragii mei, în Numeri, capitolul 14, găsim încă un cuvânt în care Dumnezeu hotărât îi spunea lui Moise: Moise, după ce poporul l-a ispitit pe Dumnezeu atât de mult și poporul a cârtit, i-a spus: Moise, dă-te la o parte, am să nimicesc națiunea aceasta, poporul acesta, pentru că a depășit orice limită, iar din tine voi face un neam mare, mai mare decât el. Ce a făcut Moise? A acceptat să fie un, știu cine, să se spune mai mult decât despre Avram, Isaac și Iacob, nici de cum. Și a zis: Doamne, adu-ți aminte că vor zice neamurile că n-ai fost în stare să duci poporul acesta în locul pe care l-ai pregătit. În altă parte spunea, decât să nimicești poporul acesta, mai bine ștergem numele din cartea vieții. Și a făcut Dumnezeu, s-a întors de la hotărârea lui și a schimbat decizia, și astfel a judecat, a lui a fost dreaptă, a judecat pe generația aceea, dar și-a dus mai departe planul la îndeplinire. Mărit să fie Domnul! Ce înseamnă, dragii mei? Sunt împrejurări în care, în rugăciunile noastre, în insistențele noastre înaintea lui Dumnezeu, putem interveni și Dumnezeu să ia o altă decizie. De ce? Este Dumnezeu, dragii mei! Mărit să fie Domnul! De aceea să ne punem toată încrederea și să îndrăznim că Dumnezeu poate să intervină și să facă minuni. Dragii mei, ne rugăm ca și părinți, ne rugăm ca și bunici, ca Dumnezeu să intervină în viața familiilor noastre, ca Dumnezeu să se îndure, să facă minuni și El să lucreze, aleluia. La începutul anului, spunea fratele păstor Iosif, a fost un cuvânt din partea Domnului în biserica noastră din Jobel, și anume că Dumnezeu va întoarce unii fii risipitori în anul acesta. Și dacă Dumnezeu vorbește, El și face, dragii mei. Nu mai putem spune nimic. Dar, dragii mei, ne dorim un singur lucru. Ca în milă și în îndurare, Dumnezeu să-și arate puterea. Aleluia! Doamne, îndură-te și ascultă-ne. De ce? Sunt rugăciunile celor care vin înaintea lui Dumnezeu și spun: Doamne, adu-ți aminte de mine și casa mea, adu-ți aminte de copilul meu, adu-ți aminte de nepotul meu, ai milă de mine. Și Dumnezeu este acela care se îndură și lucrează. Lăudați să fie Domnul! Biblia ne spune că Ezechia, în primul rând, a avut nevoie de un cuvânt din partea Domnului atunci când era în necaz și nenorocire. Și apoi Biblia ne spune că în al doilea rând, în următorul verset, ne vorbește Scriptura că el s-a întors cu fața la perete și a venit înaintea Domnului în rugăciune cu lacrimi și a zis: Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea Ta
cu credincioșie și cu inimă curată. Și Dumnezeu a fost acela care s-a îndurat de el și a intervenit, lăudat să fie Domnul. Apoi, dragii mei, dacă avem nevoie de ceva în împrejurările prin care noi trecem, Biblia ne spune că avem nevoie și de un lucru. Și anume ca Domnul să asculte rugăciunea. Versetul 5 spune astfel: du-te, i-a spus Dumnezeu lui Isaia, și spune lui Ezechia, așa vorbește Domnul Dumnezeului tatălui tău, David. Am auzit rugăciunea ta și am văzut lacrimile tale. Iată că voi mai adăuga încă 15 ani la zilele vieții tale. Te voi izbăvi pe tine și de cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei. Voi ocroti cetatea aceasta și nu numai atât. În momentul în care Dumnezeu aduce și transmite un mesaj, el este precis și are și mărturii și argumente și semne. Pentru Isaia a fost așa, spune Scriptura. Și iată semnul din partea Domnului, după care vei cunoaște că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit. Voi întoarce înapoi cu 10 trepte umbra treptelor cu care s-a coborât soarele pe cadranului Ahaz. Și soarele s-a dat înapoi cu 10 trepte de pe treptele pe care se coborâsere. Măriți să fie Domnul! Da, dragii mei, acesta cred că este un fenomen în natură, în cosmos. Și anume, soarele, dragii mei, să asculte de glasul și să stea la dispoziția lui Dumnezeu. Și mi-amintesc că de mult, de mult am citit o carte în care se argumenta că spusele Scripturii, din acest pasaj al Sfintelor Scripturii din Isaia, atât din Vechiul Testament, pasaj în care vorbește Dumnezeu că Iosua s-a rugat lui Dumnezeu ca să se oprească soarele și luna până va avea izbăvire împotriva dușmanilor, cu aproape o zi se cunoaște, dragii mei, decalajul în timp pentru că a intervenit Dumnezeu. Și Biblia nu greșește. Ce vorbește Dumnezeu este da și amin. Lăuda să fie Domnul. Și Biblia ne vorbește și ne spune că în dreptul împăratului Ezechia spune Scriptura că Dumnezeu este acela care ascultă rugăciunea. Dumnezeu este acela care ia aminte. Și acum eu mă întreb, este Dumnezeul acesta un Dumnezeu mare și atotputernic? Cu siguranță că da. Dragii mei, acum vreau să... Este ora de încheiere. Dar mă gândesc la un lucru. Câți locuitori suntem noi pe pământ? Undeva zice că peste câteva miliarde, 8 miliarde sau 7 și așa, 8, așa, 8 miliarde. Dragii mei, cred din toată inima că Dumnezeu, prin îngerii Săi, Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor și că Dumnezeu păstrează o evidență atât de sigură în dreptul fiecăruia, dragii mei. Nu este acesta un lucru minunat? Biblia ne spune, și completez eu cu altceva diferit față de pasajul acesta, Biblia spune că Dumnezeu sprijinește pământul pe nimic. Și, dragii mei, poate cântări cineva greutatea planetei Pământ? Eu nu știu. Mă depășește lucrul acesta. Dar oricum este mare. Și totuși îl sprijinește pe nimic. De ce? Pentru că Dumnezeu a așezat legi în univers. Aleluia! Atât de minunate prin care se poate dovedi și arăta măreția și puterea lui Dumnezeu. Și nu este, dragii mei, prea mult să vedem în textul acesta că pentru Ezechia Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea, că Dumnezeu a întors soarele înapoi, Dumnezeu poate să facă lucrul acesta, lăudat să fie Domnul. De ce? Ascultă rugăciunea cuiva. Și când Dumnezeu ascultă rugăciunea cuiva, intervine, lăudat să fie Domnul. Dragii mei, îmi doresc atât de mult ca Dumnezeu în viețile noastre, așa cum El rânduiește, să ne trăim viața fiecăruia unde Domnul ne-a așezat.
atunci când avem anumite momente de felul acesta în care avem o problemă care ne depășește, o problemă care nu ne-am confruntat poate niciodată, să avem un cuvânt din partea Domnului care aduce atâta încredere, și anume, i-a spus Ezechia, așa vorbește Domnul, aleluia. Și noi ca și penticostali, dragii mei, atunci când se îndreaptă din partea Duhului lui Dumnezeu un cuvânt în felul acesta personal, pentru mine este o mare zidire și îmi doresc lucrul acesta. Și anume ce? Ca să am un cuvânt din partea Domnului, așa vorbește Domnul. Indiferent dacă este pentru mustrare, pentru dreptare, pentru încurajare, îl primim ca din partea Domnului și așa avem nevoie. Și zic în biserica din Veta, Doamne, lasă harul acesta! Ca Domnul să vorbească, fie prin cuvânt, fie prin dar profetic, să-și manifeste puterea, dar Domnul să fie prezent aici. Îndură-te, Doamne, și ascultă-ne. Sunt cazuri? Sunt probleme? Cred că aveți multe întrebări și la care ne dorim ca Dumnezeu să aibă un cuvânt. Așa vorbește Domnul. Și apoi, când avem un cuvânt de genul și de felul acesta, să putem să avem atitudinea care a avut Ezechia, să ne întoarcem cu inima și cu fața înspre Domnul și apoi să venim înaintea Lui cu rugăciune, cu mijlocire și să-i spunem, Doamne, adu-ți aminte și de mine, nu merit, dar cred că Tu ești bun și nu vei face după meritul meu, ci vei face după îndurarea și mila Ta. Ascultă-mi rugăciunea și cred că Dumnezeu va fi acela care va interveni, mărit să fie Domnul. Și apoi, dragii mei, să nu uităm un lucru, că în momentul în care Dumnezeu intervine, Dumnezeu poate să aibă și o mărturie și un semn în care să vezi cu adevărat că și Dumnezeu a fost acela care ți-a ascultat rugăciunea, care s-a îndurat de tine și care chiar a făcut minuni în viața ta și în familia ta. Mărit să fie Domnul! Și de altfel, dragii mei, cum am putea doar să vorbim, repede, din experiențele altora, dacă pentru noi mâine este necazul așa de mare și nu avem unde să mergem? Și zicem un lucru, Doamne, ai milă de mine și casa mea, ai milă de mine și familia mea și te rog, intervină Tu, mărit să fie Domnul și binecuvântat să fie numele Lui. Ne dorim dar lucrul acesta, ca Dumnezeu să se îndure să ne asculte rugăciunea. Poate, repet, nu la nivelul lui Ezechia, cu privire la sănătatea lui, la viața lui, poate fi problema ta, indiferent care este, dar nu uita un lucru, ai nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Vin înaintea Lui cu rugăciune și Dumnezeu poate interveni, lăuda să fie Domnul. Apoi, dragii mei, am citit din versetul 21 din acest capitol că Dumnezeu i-a spus lui Isaia și soluția ce să facă în dreptul suferinței lui Ezechia. Isaia zisese, versetul 21, spune astfel, să se aducă o turtă de smochine și să o întindă peste bubă și Ezechia va trăi simplu. Eu am fost în Israel de două ori și, într-adevăr, smochinul este arborele care este la el acasă, acolo, în zona aceea tropicală, dar, într-adevăr, și s-a făcut așa. Nu că turta aceea de smochine ar fi avut în ea, știu eu ce, medicamentul acesta, nu știu cum să-mi explic, prin care să aducă în vindecare. Și, dragii mei, a fost doar un simbol, dar cel ce l-a tămăduit pe Ezechia a fost Dumnezeu, aleluia! Mărit să fie Domnul! Dar noi trebuie să facem ceva. Dar ceea ce face Dumnezeu este ceva aparte. Mărit să fie Domnul! Biblia ne spune că Naaman, sirianul, când a venit în Israel la proroc, la împăratul, să fie vindecat, spune că l-a primit la prorocul Elisei și Elisei nu l-a s-a dus la buletin de la o clinică medicală, nici nu era. Doar a zis lui Naaman, du-te! Și scaldă de 7 ore în Iordan și vei fi curățit de lepra ta. A avut apa Iordanului tratamentul pentru lepră? Nici de cum. Dar a fost așa în care să se dovedească ascultarea prin ministrului Naaman de Dumnezeu, un lucru mărunt
dar ca să se dovedească că prin aceasta Dumnezeu face o minune, mărit să fie Domnul. Dragii mei, nu analizăm noi și se spune modul să vedem cum lucrează Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vorbește așa, noi credem că Dumnezeu poate să facă minune, mărit să fie Domnul, indiferent cum se manifestă lucrarea sau ce trebuie să facem, important este să lucreze Domnul și să se întâmple minunea. Lăudați să fie Domnul! Repet încă o dată, chiar dacă pasajul ne vorbește despre un mare împărat, dragii mei, și problemele noastre poate sunt tot la fel, de mari și de multe. Să nu uităm, soluția care a avut-o împăratul Ezechia este și posibilitatea ta. Dumnezeu are o veste bună în seara aceasta pentru noi. Dumnezeu prin cuvântul Său vine cu intenții bune înspre noi, și anume să credem că Dumnezeu le cunoaște pe toate. Poate din milioanele, nu știu câți locuitori ar fi fost atunci, în vremea aceea, undeva cu câteva secole înainte de era noastră, dar sigur că populația Pământului era mare și multă, și totuși Dumnezeu s-a oprit în dreptul lui Ezechia. De ce? A fost un om care spune Scriptura că i-a plăcut să-L caute pe Domnul și să se lipească de El și să se teamă de El. Și în momentul în care a ajuns la necaz, Dumnezeu a fost acela care s-a ocupat și de problema lui. Lăudat să fie Domnul! Indiferent cât ar fi cei din ta, Dumnezeu îți cunoaște viața ta și umbletele noastre le cunoaște. Și în momentul de încercare, în momentul de necaz, Dumnezeu ia dosarul vieții tale și astfel îl analizează, și în momentul în care tu intervii înaintea Domnului, sigur, repet, nu pe baza meritelor mele sau ale noastre, Dumnezeu își arată mila și îndurarea și poate să facă minuni. Lăudați să fie Domnul! Doresc atât de mult ca bunul Dumnezeu să binecuvânteze biserica din Veta. Plecăm de aici în drumurile noastre și cu problemele noastre de fiecare zi, și socotesc și știu că nu sunt puține, ci sunt multe și sunt diferite, dar mă rog întotdeauna Dumnezeu să ne dea un cuvânt, aleluia! Fie în mod profetic, fie în mod la nivelul inimii, la nivelul conștiinței, și să înțelegem planul și voia lui Dumnezeu. Și apoi să-L chemăm pe Dumnezeu să se îndure, să intervine și să lucreze El. Lăudat să fie Domnul! Și apoi, dacă va fi chiar, să acceptăm voia lui Dumnezeu, care depășește așteptările noastre, facă-se voia Lui. Și dacă spunem lucrul acesta, să nu uităm că cineva a acceptat voia lui Dumnezeu. Și știți cine a fost acela? Chiar Domnul Iisus, așa este. În grădina Ghețimani, atunci când se ducea pe sub măslin să se roage, când simțea în Duhul lui agonia și ceasul în care a fost concentrată toată puterea întunericului demonică și păcatul lumii întregi înaintea lui, și el trebuia să accepte jertfa care trebuia să o depună. Dragii mei, i s-a părut puțin prea mult paharul acesta. S-a rugat și a zis, Doamne, îndepărtează de la mine paharul acesta. Și a făcut lucrul acesta o dată, de două ori, și a treia oară a spus altfel, Doamne, acum, dacă nu voiești, facă-se voia ta. Și de bună voie s-a dus la cruce și de bună voie a mers pe drumul calvarului. Doamne, ajută-ne și nouă! Dacă va trebui să mergem pe drumul suferinței și a calvarului, să uităm pe acolo, merg cineva și a zis, Doamne, facă-se voia ta! Iar dacă vrei să faci minuni, Doamne, fă cum vrei tu, și noi îți slăvim și să onorăm numele Tău în veci de veci. Amin. Amin. Dragii mei, vă invit să vă ridicați și haideți, așa cum am